Din primele clipe ale Genezei, după ce a fost făcut pământul în felul și chipul său, ziua fugea mereu de spaima nopții, iar noaptea nu a mai apucat niciodată să se bucure de lumina zilei. După așteptări milenare, nimic nu s-a schimbat. Au hotărât ei să se întâlnească la limita orizontului, să vorbească unui altuia, să se cunoască mai bine. Regina zilei a adunat cele mai călduroase raze de soare și le-a trimis către noapte luminându-i calea. Și împăratul nopții a ales câteva cele mai strălucitoare și amorțite de frig steluțe și le-a ordonat să coboare să întâlnească razele calde ale soarelui. Astfel, razele și steluțele s-au încins contopindu-se una cu alta și au format un pod de dialog între regina zilei și împăratul nopții. La scurt timp după întâlnire, împăratul nopții a întrebat regina zilei. Sunt curios, dragă regina, să știu cum îți petreci ziua întreagă. Cu o voce blândă, regina zilei i-a răspuns. Mă trezesc dimineața, apoi mă spăl cu roua de dimineață, îmi aranjez buclele cu nourașii mei. Am mare grijă ca tuturor vietăților să le ofer căldura soarelui și binele naturii. Dacă e prea cald, chem prințul vânt și împrăștie căldura. Dacă e prea rece, rog măriția sa soarele să trimită pe pământ mai multă căldură și să pătrundă în inimile și sufletele tuturor vietăților. Apoi, peste un timp, cutreier toată vietatea de prin pădure și am grijă ca toate viețuitoarele să mănânce bine și să nu adormă flămânzi înainte de somn. Dar cu oamenii cum te împaci? Întrebă împăratul nopții. De oameni nu îmi fac griji, se descurcă ei singuri. M-am obișnuit să-i văd cum aleargă toată ziua ca niște furnici într-un furnicar. În timp ce vorbea despre minunăția luminii și a căldurii, regina zilei a observat că împăratul nopții este mereu trist, mohorât, depresiv. A îndrăznit să-l întrebe de ce e atât de mâhnit, cum o mai duce? Te văd mereu mâhnit, împăratul meu. De ce ești trist și îngândurat? Și împăratul nopții i-a răspuns. Mi-a spus luna că ziua e frumos, e luminos, apare curcubeu, păsările zboară pe cer și cântă. Doar știi că împărăția mea e plină de întuneric, e gol și frig. Viețuitoarele mele nocturne sunt cele mai temute de oameni, cele mai urâte, sunt ca niște spiritori, puțini care se distrează pe seama întunericului. Împăratul nopții continua să se jeluie că de la nașterea sa până în prezent a obosit să stea în întuneric și că ar vrea să cunoască și partea cealaltă a lumii, care este plină de lumină, căldură și fericire. Nu vorbi așa, îi replică regina zilei. Ai și tu în împărăția ta lucruri frumoase, aniversări, veselii, festivități, evenimente, doar noaptea pot să vezi stelele care tânguiesc după admirație, cosmosul își lasă amprenta pe cer. Noaptea oamenii fac alți oameni și tot noaptea mari oameni ilustri au creat opere celebre, au avut acea liniște nocturnă necesară în care să mediteze și să creeze lucruri extraordinare pe pământ. Aceasta totul datorită lumii tale. Viețuitoarele tale nocturne eu nu le pot vedea și mi-aș dori mult și eu să le cunosc. Vreau să văd stelele, fiervercuri, aureole boreale. Sunt atât de mirifice. Vreau să petrec o sărbătoare la tine acasă. De aceea
vin cu o propunere care să te facă și pe tine fericit. Aș putea să îți arăt multe din lucruri frumoase din împărăția mea, dacă mă lași să intru pentru o clipă în împărăția ta, iar tu să zăbovești în împărăția mea. Eu pot să le ofer tuturor o rază de soare, o rază de speranță, iar tu vise plăcute celor ce nu au niciodată somn. Vai de mine, dar e posibil așa ceva? Adică chiar pot să devin peste o noapte zi? Se întrebă mirat împăratul nopții. Sigur că da, trebuie doar să-ți dorești. Dar ce vor spune animalele mele, liliecii, gâzele nocturne, fluturi, molile, bufnițele cu ochii săi năucitori, întreaga lumea mea nocturnă, mă vor căuta? Mă vor condamna că i-am părăsit? Unde mă vor găsi ei? Da, ai dreptate. Și animalele mele nu vor fi de acord să treacă brusc de la o zi la noapte. Dar nu-ți fă tu griji, împărate. Voi avea eu grijă de ale tale și tu de ale mele. Ce zici? Facem schimb? Întrebă regina zilei. Da, sunt de acord, răspunse împăratul nopții. Și astfel, fiecare din ei și-a luat câte un animal de companie. Regina zilei și-a luat umbra de companie, iar noaptea și-a lăsat mâhnirea și tristețea acolo în beznă, în lumea sa. În ziua următoare, noaptea s-a transformat în zi și ziua s-a transformat în noaptea.